Echipa de handbal junioare 2 ACSM Ploiești a participat weekendul trecut la Best All Olympic Summer Cup 2024, competiție ce a avut loc la Buftea. Chiar dacă a fost un turneu dedicat juniorilor 1, fetele pregătite de Leonard Cristescu și Geta Opincariu s-au prezentat promițător, încheiând competiția pe locul al patrulea după un parcurs cu două victorii și trei înfrângeri. Chiar dacă CSM Ploiești nu s-a întors acasă cu medalii, a obținut două dintre trofeele individuale importante oferite de organizatori. Interul stânga Bianca Brânzaru a fost considerată cea mai valoroasă jucătoare a turneului, iar Interul dreapta Sara Curcan a fost golgheterul competiției. Cele două sportive născute în 2010 au fost premiate de invitatul special al zilei, fosta mare hambalistă Simona Gogârlă, vicecampioană mondială în 2005 cu echipa națională a României și multiplă campioană națională în România, Slovenia și Spania.